Vrea să ne oprim la cuvântul lui Dumnezeu. Unii numesc familia și m-am gândit, uitându-mă la voi, am hârtia de membri, vedeți că o iau eu și ne vedem la Timișoara, hârtia de membră, o să fii membru la noi la Elim, așa că nu ți-o dau să mai mergi, poate vă răzgândiți, așa că e la mine, o să ne întâlnim la Timișoara. Uneori denumit familia, am auzit pe cineva care s-a uitat spre bărbatul său și a zis, ăla-i crucea mea. Știi, uneori denumit viața de familie cruce. Asta mi-e crucea, trebuie să o duc până la capăt. Alții ori zis că familia e celulă, nu? Și-o zis, celula de bază a societății este familia și el se simte ca în celulă. Sau ea se simte ca în celulă, nu? Celula nu e aici, celula e la Popașapcă, în Timișoara. În altă parte, la Inspectoratul de Poliție. Vreau să vă spun, dragi miri, familia e proiectul lui Dumnezeu. De aceea, pentru că familia e primită de la Dumnezeu, familia e făcută de Dumnezeu, noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de viața de familie. Ne-am obișnuit la anunț, acum eu nu supăra că sunteți mai închiși, foarte bine, că luați în serios predica din ziua aceasta. Ne-am obișnuit, domne, dacă e nuntă, trebuie să râdem, să cădem pe sub bănci. Trebuie să vorbim de soacre, de socri, să ne aducem aminte toate prostiile din viață și să le expunem la nuntă. Nu? Așa ca frații să se simtă bine. Eu ar vrea, dragi miri, dragi nuntași, să luăm în serios viața de familie. Pentru că e cel după legământul în apa botezului înaintea lui Dumnezeu, legământul cu Domnul, e cel mai important acesta, după acel legământ, legământul de familie. De aceea vreau să vă spun în această zi, că viața de familie trebuie luată în serios. Vin unii și spun, vedeți în societate, vin și spun, domne, nu merge cu primul, vine al doilea, vine al treilea. Vă spun, cine nu-i mulțumit cu primul, nu va fi mulțumit nici cu al doilea, nici cu al treilea, nici cu al zecelea. Pentru că a venit înțeleptul Solomon și a spus, am studiat toate, m-am uitat în toate părțile. Și el o încerca și cu prima și cu a doua și o avut foarte multe neveste, da? Știi ce a zis la final? Totul îi deșertăciune. De ce vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, omului Dumnezeu, vine și spune că Dumnezeu e martor între tine și nevasta tinereții tale? Dați-vă! Cu cât îți mai... am auzit pe cineva, nu vă zic pe cine, că poate cunoașteți, o zis, care-i problema? Că nu mă mai înțeleg cu primul, nu te înțelegi. Când vine al doilea sau a doua, ascultați-mă, ai probleme și cu primul și cu al doilea. Că ești legat de primul, înțelegi? Înaintea lui Dumnezeu îi notată căsătoria asta. Asta, între voi doi. Căsătoria din tinerețe e notată înaintea lui Dumnezeu. Vorbiți cu oameni care au eșuat, care au dat cu familia de perete și într-o zi și-au luat bagajele și-au plecat. Toată viața e legată de prima. Că trebuie să plătească pensie, trebuie să ducă copilul, trebuie să o sune, trebuie să o caute și atunci el e legat de prima și o ține în spate pe una geloasă, da? Cât ai vorbit cu ea la telefon? Ai dus copilul, dar ai stat prea mult. De ce? Te cronometrează. Așa că vă îndemn ceva, țineți de ceea ce v-a dat Dumnezeu, țineți de partenerul de viață. Pentru că timpul tace și trece, viața de familie pentru voi e ceva nou și normal să fie și știți că la orice angajare, când începi munca, ți se face un instructaj, mai mic sau mai mare. Acum, eu vreau predica din ziua de astăzi, am intitulat-o, un mic instructaj. Știu că nu o să țineți minte. De aia plătiți bani grei pe băieții ăștia să vă țină ei minte în locul vostru, da? Și atunci o să vă mai aduceți aminte. Ar vrea în ziua aceasta să vă fac un mic instructaj pentru viața de familie. O să vă mai juliți vă faceți instructajul pe propria piele. Dar acum eu vreau să vă spun ce să faceți în viața de familie. Foarte scurt. Primul lucru de care vreau să țineți cont, nu vă comparați. Nu vă comparați nici cu unul, nici cu altul. Nu comparați familia voastră cu alu altul, că tu nu știi ce e în spate. Poate domnișoara sau doamna să pună pe Facebook buchete de flori imense, da? Și să spună iubi și puiu. Și în viața lor să fie haos, da? Mai bine un trandafir cu 6 lei, dar să fie căldură în familie, așa cum a zis tata, da?
să vii cu bucurie acasă, să vii, știți? Îs unii, se spune că mașina merge mai repede când te întorci acasă. Știți că la unii merge mai tare când pleacă de acasă. Când e inima bună și nu compar, nu zici, da, domne, dar n-ai văzut, tu, noi suntem cât cu Dacia, ăsta și-o luat BMW, ăsta și-o luat casă, numai noi, nu vă uitați la alții, ci voi uitați-vă împreună la Dumnezeu. Că Dumnezeu este Cel ce binecuvintează familia. Când m-am căsătorit acum 18 ani, am fost săraci. Eu, din familie de 10 copii, cel mai mic în familie, părinții pensionari, ce să ne dea? Soția din familie cu 8 copii și ea cea mai mică în familie. Dar vă spun, când stai lângă Dumnezeu, Dumnezeu e Cel care îți poartă de grijă. Părinții, ce cer la copii? Știți ce cerem noi la copii? Copii, un singur lucru. Fiți cuminți că restul se rezolvă. Dacă sunteți cuminți și ne faceți atmosfera bună, avem vreme și de concediu, avem vreme și de mol, avem vreme și să vă ducem la îngheță, avem de toate, dar cerem un singur lucru, ceea ce cere și Dumnezeu. Fiți cuminți, nu vă comparați cu nimeni. Când te compari sau când compari partenerul, nu? Totdeauna să te uiți după ani de zile și să spui așa, îți mulțumesc, Doamne, cu ce mai binecuvântat. Să te uiți, sora Mireasa, sora Larisa, să te uiți spre Emanuel după ani de zile și să spui lui Dumnezeu, îți mulțumesc pentru ce mai binecuvântat. Emanuel, să te uiți peste ani de zile spre soția ta și să spui, Doamne, îți mulțumesc. Nu cum o zis unul, tu ai nimerit-o tare bine cu mine, eu zis la nevastă sa, nu? Ți se pare că ea o nimerit-o, tu ești așa de grozav că ea o nimerit-o tare bine. Vă rog ceva, familia nu se formează după filme. Nu, dragostea în familie nu-i dragostea ca în filme. Să ferească Dumnezeu familiile să aibă dragoste ca în filme. Acolo nu vă mai, eu nu mă, n-am televizor, nu mă uit la, nu că-s mai pocăi ca dumneavoastră. Nu mă uit, nu mă interesează. Dar acolo e multă durere. Acolo în filme sunt multe prostii. Eu vă doresc, știți cum să fie dragostea în casa voastră, așa cum vrea cuvântul lui Dumnezeu. Să fie dragostea aceea care rabdă totul, care sufletătorul, totul și care merge înainte până la capăt, binecuvântat să fie numele Domnului. Al doilea lucru care vreau să vi-l spun, în viața de familie să nu vă comparați, în al doilea rând, slujiți-vă, slujiți. Voi intrați în viața de familie cu aspirații. Să știți ceva, Emanuel, am înțeles că tu ești IT-ist, da? Tu lucri pe butoane, apeși un buton, se deschide fereastra. În viața de familie nu e așa. În viața de familie nu apeși pe un buton și ea râde, că n-ai cum, nu? Nu, cum zice unul, mi s-a aprins un beculeț. Nu s-a aprins niciun beculeț, că noi nu suntem mașinării, noi suntem suflete. Noi suntem oameni cu sentimente, ca să zâmbească. Nu pot, n-ai buton, dar ai ceva în inimă care poate pe ea să o facă să zâmbească. De aceea îi nevoie să slujești, să slujești. Știi ce vă doresc? Spunea cineva care avea probleme în familie, să mai ciondăneau ei și nevastă s-a nu mai rezistat într-o zi, o zis, auzi, ia uită-te tu peste gard, că era așa mai înăltuți, uită-te peste gard și vezi vecinii noștri, de ce nu se ceartă niciodată? Noi totdeauna ne certăm, de la noi s-aude scandal și de la ei niciodată. Și bărbatul foarte ascultător s-a dus, s-a ridicat pe vârful și s-a uitat peste gard la, tipic românesc, da? S-a uitat peste gard la vecini. O studiat el ce s-a întâmplat acolo și a venit să dea raport. O intrat înapoi în casă și zice soția, ce se întâmplă la ei? Zice, m-am uitat și am găsit care e problema. De ce nu se ceartă ei și de ce ne certăm noi? Și o zis nevastă sa, de ce? Zice, ei nu se ceartă că ei amândoi greșesc. Noi amândoi avem dreptate. Și o zis, cum așa? Zice, uite ce am văzut. Când m-am uitat în casa lor, am văzut că el a trecut pe lângă masă și cum avea mâinile lungi, a trecut așa mai strângărește și a dat cu mâna păstă ceașca de cafea și a zburat pe masă și pe covor și a umplut tot acolo. La care el și-a pus mâinile în cap și a zis, iartă-mă că am greșit, n-am fost atent, am lăsat mâinile prea departe de corp și zice, sunt neatent. La care ea a venit și a zis, nu, tu ești neatent. Zice, eu am pus cafeaua prea aproape de mâna ta, iartă-mă tu pe mine. Zice, ăștia amândoi greșesc. Noi e problema la noi că amândoi avem dreptate. Vă spun ceva, în viața de familie nu există unul să aibă dreptate. Unul să fie vinovat și să se bucure ălalt.
vă spun, ori câștigați împreună, ori pierdeți împreună. Nu există, sunteți în aceeași barcă. Când merge acasă, dar nu o să faceți lucrul ăsta, când unul merge acasă și mamă să-i dă dreptate, să nu te bucuri că ți-o dă dreptate. Pentru că sunteți în aceeași corabie. Nu contează în corabie unde dai gaura. Când ai dat gaura, au intrat apa. Să scufundă amândoi. De aceea vreau să înțelegeți că și biserica, exact ca și familia, avem biruințele împreună și înfrângerile împreună. Dacă o familie eșuează, eu nu pot să spun, pe mine nu mă interesează că nu-i familia mea. Suntem în aceeași biserică, noi suntem același trup, da? Nu poți să te lovești la deget și să creierul să nu dea semnale. De ce? Că e același trup, e același format. Să știți, slujirea întotdeauna va aduce binecuvântare, întotdeauna va aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. Știu că omul când se căsătorește vrea să ajungă, să fie el, să comande, să fie șef, să nu. Nu la asta v-o chema Dumnezeu. Să țineți minte, nu la asta v-o chema Dumnezeu, ci Dumnezeu v-o chemat la slujire. Rar găsești oameni când sunt anumite momente tensionate să spună eu sunt de vină. Totdeauna vrea să-l înnegrească pe ălălalt. Noi am avut un caz acum vreo lună de zile. A venit o familie tânără la noi la birou. Și eram cu păstorul nostru în birou și s-au așezat amândoi cu capul în jos, supărați, foc, și au fost întrebați, nu, ce-i baiul? Zice, nu ne mai înțelegem. Păi ce-i baiul? Vă certați? Ne certăm, frate. Păi, de ce? Nu ți-aduce banii? Întreabă păsora, păstorul. Zice, tânăra asta, soție, zice, ba da, mi-aduce banii. Și atunci ce face? Se ceartă cu tine? Te jignește? Nu mă jignește, frate. Păi și atunci ce se întâmplă? Nu se poartă flori? Ți-aduce flori? Zice, mi-aduce și flori. Și atunci, deci ce-i baiu? Știi ce-o zis? E primul caz care l-am auzit în slujire. O zis, eu sunt de vină. Ceva nu mă mai mulțumește. Nu mai-s mulțumită de nimic. Eu așteptam să-l arate cu degetul, să-l acuze. A fost primul caz. Păi când ai așa oameni care recunosc, la mine e problema ăsta, mi-aduce și bănuțul și floarea și mașina, mi-aduce de toate. Dar în mine e un duc de răzvrătire. Știi de ce? Că nu-ți place să slujești. Dacă vreți să fiți domn, ascultă-mă, viața de familie nu-i domnie, viața de familie e slujire. Dacă vreți să fiți domn, vine diavolul și vă slujește. E el sluga voastră și atâta vă dă de lucru de nu-ți vine să crezi. Dar dacă veniți în viața de familie cu gândul de a sluji, să vă slujiți unul pe celălalt, vine cineva în viața voastră care e stăpân și domn. Și ăsta e Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. De aceea aș vrea să vă spun că viața de familie nu-i miere pepită. Se spune luna de miere. Nu-i miere pepită, e miere pepită dacă pui miere. Da? Dacă pui altceva, e altceva, nu-i miere. Depinde ce puneți. Manuel, Larisa, depinde ce puneți. Dacă puneți miere, va fi miere. Vă dau un exemplu și o să încheie imediat. Când m-am căsătorit, am făcut o convenție, mai multe convenții cu soția, de care ne ținem și acum. Înseamnă că au fost bune, dacă au rezistat 18 ani, înseamnă că au fost bune. Una din convențiile care le-am făcut a fost, când avem ceva împotriva părinților noștri, să nu merg eu la socru și să-i spun ce nu-mi convine. Că nu mă iartă. Nu, e greu să treacă, domnii de la ginere. Deși mai auzi câte o soacră, o iubesc pe noră mea ca pe fata mea. Niciodată, vezi de treabă, astea-s povești. De ce? Că i-ai luat băiatul, cum să te iubească, l-ai rupt de acolo. Nu? E o relație bună, dacă ai pe fata ta, nu s-o iubești niciodată. Pentru că pe fata ta o lași să doarmă până la 10, dar pe noră nu o lași. Pe noră nu o lași, ai grijă să-i spui, vezi că doarme cam mult. Dar fata ta e obosită, da? Când e vorba de noră, nora e puturoasă, nu? Fata e obosită, deci ați înțeles. Când ne-am căsătorit am zis așa, eu niciodată nu voi spune ceva la socri ca să nu am probleme cu ei, să nu avem divergențe. Socri sunt oameni în vârstă, socru are 84 de ani, părinții mei de asemenea au fost în vârstă și ne-am înțeles așa. Și când nu-mi convenea ceva, nu mergeam să-i spun. Deși am stat un an de zile cu ei în casă, acum de 16 ani suntem vecini de case cu ei, că le-am tăiat din grădină și ne-am făcut casa pe grădina lor. Nu le-am dat niciun leu pe grădină, dar nici nu le-am promis, ne-au dat gratis grădina. Și suntem vecini, tătă ziua, ei la noi, noi la ei, copiii în sus, în jos, în continuu. Deranj la ei, deranj la noi.
Dar am avut de spus. Niciodată nu i-am zis la socru. Niciodată. Totdeauna îi spuneam, uite, nu-mi convine. Da, eu nu eram foarte, eu sunt cu adunarea, nu prea sunt cu... E bătut de cuie și soția se ocupă de lucrurile astea mai tare. Și când era ceva, soția îi spunea la socru, îi spunea mult mai tranșant de cum i-aș fi spus eu. Eu i-aș fi spus mai blând. Dom'le, păi ia o iertam, m-am gândit, dacă ar ști socru cât i-am transmis eu, nu știu cum i-ar pica. Și ea la fel, când avea ceva împotriva ai mei, niciodată nu le-a spus. Și 18 ani am avut liniște cu familiile. Faceți și voi convenția asta. Acum să nu-i bănuiți. Soacra m-a auzit la o nuntă că am spus lucrul ăsta. A venit acasă să uita așa suspicios la mine, nu știa ce i-am transmis eu și ce i-a spus soția de la ea, nu? Dar oameni pocăiți. Se vorbea de părinți pocăiți. Dar știi când o duci bine? Când și ginerele-i pocăit. Că degeaba-i socru pocăit, degeaba-i soacra pocăită, dacă nora nu-i pocăită, adică botezată îi, dar dacă nu-i pocăită, dacă nu, îți oamenii ai păcii. Nu? Vreau să înțelegeți al doilea lucru, viața de familie înseamnă și slujire. Slujire. Noi nu avem aparate noi care să emită anumite lucruri. De aceea se spunea în cuvântul lui Dumnezeu în ziua aceasta, unul din frați spunea așa, vorbiți între voi, spune nevoia ta, spune problema ta. Nu spune, eu am crezut că ți-ai dat seama. Nu își dă seama bărbatul și când îi spui, își dă seama greu. Apoi când nu îi spui. Nu, femeia înțelege tot fără să-i spui nimic. Bărbatul îi spui totul și nu înțelegi nimic, da? Ea înțelege tot fără niciun cuvânt. Bărbatul îi faci lista și tot uita ceva, nu? Așa suntem noi, așa suntem construiți. Unul la altuia, spuneți-vă problemele, spuneți-vă neajunsurile, spune, domne, nu-mi place că intri în casă încălțat. Nu sta mogni și ești ca locomotiva, ești ca fabrica de oțet de la marginea, când funcționa, acru. Vă spun ceva, dacă porniți acri, acri veți fi până la capăt. Pentru că te uiți și zici, mă, uite bătrâna, parcă se vede pe ea că e acră. Dar așa au fost din tinerețe. Așa au fost din tinerețe. De ce? Pentru că cum s-a format, cum s-a format cadența, așa s-a dus până la capăt. Nu începeți cu acreală. Lăsați, s-o găta cu fabrica de oțet, n-o luați la voi acasă. Dacă puneți miere pe pâine, va fi miere pe pâine. Dacă puneți altceva, va fi altceva. Al doilea lucru, v-am spus, în viața de familie e nevoie de slujire. Și în al treilea rând, și ultimul, în viața de familie e foarte important să vă cunoașteți rolul fiecare. Să vă cunoașteți fiecare rolul și locul la care v-a chemat Dumnezeu. Dumnezeu a creat în așa fel familia, ca fiecare să știe loc. Știți când apar cele mai mari anomalii? Uitați-vă la nebunii ăștia, să mă iertați de expresie, dar poate că e un pic cam finuț cuvântul ăsta. La ăștia care defilează, da, bărbat cu bărbat și femeie cu femeie, da? Uitați-vă, cât anomalie! De ce? Că nu și-o înțeles rolul. Nu și-o înțeles rolul. Dar știți că în viața de familie sunt unele doamne și unii domni care nu-și mai cunosc rolul. Uitați-vă, Dumnezeu a lăsat în viața de familie ca și cap al familiei, l-a lăsat pe bărbat. Dar sunt femei care și-au luat ele rolul. Deși au fost mai impulsive și li s-a părut că rolul de conducător le stă bine lor. Le stă bine lor. Și atunci au luat rolul soțului, l-a luat soția. Și în continuu e ca locomotiva. Pufă-i în continuu. De ce? Că nu-i formatul ei. De ce e frustrată? Că o prelua frâiele și o scutură trăsură. Păi lasă-i frâierele lui, pentru că pe el nu-l scutură. Că așa l-a format Dumnezeu să nu-l scuture. Rolul de cap îl a lăsat Dumnezeu soțului ca o manta. Când ai pus mantaua pe el, îi vine de minune. N-are nicio problemă. Când a luat femeia mantaua de pe el și a pus-o pe ea, mantaua aia de conducător s-a transformat într-un jug. Da? Și toată viața ei, ea se simte subjugată. Numai eu o fac în casă, numai eu o bat cu ea, numai eu o sudez, numai eu... Dar cine te-a pus să sudezi? Cine te-a pus? Cine te-a pus să tai cu flexul? Cine te-a pus? Frate, ăsta e atât de împiedicat că nu duce nici gunoiul. Ăsta nu vede gunoiul până nu-i spun eu, du-te că-i plin, du-la... Dar știți ce mai spuneți dumneavoastră pe acasă? Dom'le, tu ți se pare, tu dai comenzile. Frate, dacă n-aș fi eu în casa asta, ar fi cocină. Casa noastră ar fi un dezastru.
Eu când vin acasă de la lucru, eu mă pun și fac toate. Eu vin cu plasele de la cumpărături. Ați auzit ce au zis? El venea cu plasele de la cumpărături. Deci e rolul de tată. Dar tu ai luat ceva ce nu ți-o încredința Dumnezeu. N-ai știut să ții rolul. Țineți rolul și o să vezi că el poate conduce. Ți se pare că e mai moale. Da, Dumnezeu a dat calități. Și femei. În Biblie sunt multe femei care le-a ridicat Dumnezeu ca și conducătoare, de judecătoare, da? Debora a fost ridicată de Dumnezeu. Dar știți ce spune? Că ea era nevasta lui Lapidot. El era soțul. Nu ea, întotdeauna zice, nu el era soțul ei, ci ea era soția lui. Adică el era cap. Indiferent că ea a fost judecătoare. Indiferent că ea a câștigat la bancă lucrător sau ceva în legătură cu băncile. Contabilă, da, tu ești cu cifrele. Dar ascultă-mă, lasă povara banilor pe el. Nu o lua tu, tu calculează cifrele acolo. Dar când e vorba de... Lasă deasupra lui. Nu lua pe tine povara. De ce să te împovărezi? Când tu poți să mergi în rolul tău care ți l-a dat Dumnezeu și să mergi extraordinar de bine. Apropo, ca la pocăiți, poartă tu baticul și lasă-l pe el să poarte pălăria. Da, sunt unele care au luat doamnele pălăria, nu de doamna, e pălărie de femei, dar eu vorbesc pălăria bărbatului de conducătoare. Lasă-l pe Dumnezeu să lase rolurile așa cum le-a lăsat Dumnezeu. Și închei cu un lucru, știți, când nu înțelegem rolul care ni l-a lăsat Dumnezeu, se întâmplă o anomalie. Zice cuvântul Domnului, Evrei 12 cu 15, aveți grijă ca să nu dea rădăcini, lăstar vreo rădăcină de amărăciune care să aducă tulburare și să întineze. Când nu-ți cunoști rolul, se întâmplă ceva. Vine amărăciunea, spune cuvântul Domnului. O literă să o ține minte, A de la amărăciune. Când nu-ți cunoști rolul, apare amărăciunea, A. Apare tulburarea, T. Țineți minte, astea trei litere, vi le spun. A, T și trei întinare, I. Știți ce înseamnă ATI? Știți ce înseamnă? Cine-i la lucră în medicină? Știți ce înseamnă ATI? Terapie intensivă. Frate, nu mai poți să faci ceva. Nu se mai poate face nimic. Știți că ea la ATI sunt stare foarte gravă? Să nu lăsați să ajungeți la terapie intensivă cu familia voastră. Să nu lăsați cumva amărăciunea să intre în casa voastră. Să nu lăsați tulburarea să intre în casa voastră. Să nu lăsați întinarea să intre în casa voastră. Ci păstrați-vă rolul fiecare la care v-a chemat Dumnezeu. La Richard Wurmbrand, la misionarul contemporan sau a secolului trecut, a venit o doamnă, o soră destul de furioasă și a spus, nu mai răzbesc cu bărbatul meu, nu mai răzbesc, vreau să divorțez, m-am scârbit, m-am săturat, vreau să scap de el. Și s-a uitat Richard Wurmbrand, după ce omul ăsta a suferit 14 ani în închisorile comuniste, s-a uitat la ea și i-a zis așa, auzi, dacă vrei să divorțezi, poți să divorțezi, dar vrei să te ajut să faci să-l faci să regrete toată viața lui? Și-a zis, vreau. N-o zice, fii atent, eu te ajut să-l faci să-l doară când nu vei mai fi lângă el, să-l doară așa, să regrete toată viața lui, când va vedea ce-a pierdut. Și-a zis, vreau. N-o, dacă vrei, mă ascult ce-ți spun. Te duci acasă și timp de 3 luni de zile, atât, după aceea divorțezi, 3 luni de zile, îi vorbești numai frumos. Îi speli, îi calci, îi faci de mâncare, nu-i spui niciun cuvânt rău. Ca în ziua când vei pleca, să vadă ce-o pierdut acasă. Ce-o avut și ce-o pierdut. Te duci și 3 luni de zile, vrei să faci lucrul ăsta? O zici da, n-o să vezi ce o să-l doară când pleci. Și-o mers asta acasă și-o început să-i vorbească frumos, o început să-i calce, a început să-i spele, a început să-i pună mâncare așa cum trebuie și cu plating, nu, i-a făcut tătia. După 3 luni de zile, știți ce s-a întâmplat? Nu mai vreau să divorțeze. Pentru că inima bună schimbă inima rea. Inima bună schimbă inima rea. O reușit să-l schimbe, s-a împăcat. Dacă veți veni, oricum o să fiți membri la ele. Dacă ne vedem și... Frate, avem ceva ăsta. Du-te 3 luni și fă ce o zici din Harvard, frate. Frate, nu mai... Du-te și fă și după 3 luni vii și să vorbim. Fă-l să-l doară! Fă-o să-l doară! Știi cum poți să o faci să-l doară? Nu să vii tu în față, ci să te porți bine.
să se uite în spate și să spună, uite ce bine se poartă cu mine, ce bine s-o purta cu mine și ce rău m-am purtat cu ea sau cu el. Ar vrea ca Domnul să binecuvinteze tânăra pereche, să binecuvinteze Domnul familiile noastre. Și vă rog ceva, luptați pentru casele voastre, luptați pentru familiile voastre și Domnul vă va da biruință. Amin. Amin.